Bună, dragi prieteni, sunt Erich Mocanu de la Organizația EVS și astăzi iau sub lupă Stocklotzhalle din Germania. Cică ar fi din Germania. Despre ce este vorba aici? Astăzi, în cursul zilei de azi, o cunoștință de-a mea, un prieten bun din România, m-a contactat și m-a rugat să mă uit pe o platformă pentru că el a văzut pe Facebook o reclamă cu o poză asemănătoare cu aceasta de jos de aici, unde se spunea că poți să cumperi en gros cu prețuri mai mici, 70-80% decât prețul de listă normal. Și pe el l-ar interesa dacă ar putea să cumpere, cum funcționează cumpărarea, cum funcționează când vrea să cumpere 10 palete sau un tir întreg. M-a rugat să mă uit și să-l contactez, să-i spun. Atunci am făcut, am căutat și aici pe Facebook, am găsit mai multe reclame, după cum se vede, în limba arabă, sau ce limba o fi asta, în germană una, iar arabă, engleză, sunt mai multe reclame. Căutând să văd exact cine este firma aceasta, despre ce este vorba, am găsit această pagină, pagina lor, care se numește stocklotzhalle.com. Aici, iară, reclama mare, Stocklotz International Trade, o platformă unde scrie mare aici pe o parte, Members Arena. Ce-o fi asta, ajungem imediat. În schimb, în rest, totul pe engleză, reclame multe, aici iară pe arabă, aici 6 euro costă acest șupla de turm, aspirator 45 de euro, care de obicei 200-300 de euro, în rest totul pe engleză. Am zis înainte de a apăsa pe ceva, am zis hai să vedem ce firmă e asta, cui aparține platforma asta. Și de obicei, cum spune și legea europeană, cât și cea din Germania, care este în vigoare de minim 10 ani de zile, se numește Telemediengesetz, spune că fiecare pagină care este în Germania trebuie să aibă cuvântul impresum. La impresum trebuie să fie menționat datele de contact, adică numele firmei, numele administratorilor, adresă poștală, nu cutie poștală, fax, e-mail, numărul de finanțe, toate informațiile astea. Dacă nu există această pagină cu impresum, trebuie să fie totuși unde scrie contact aceste date. Și hai să apăsăm pe contact, să vedem ce ne apare. Pe contact ne apare un formular doar, să luăm contact printr-un formular de e-mail cu această firmă. Deci, prima încălcare a legii germane, cât și legii europene, este făcută. Bun, mă interesează, într-adevăr, cine este firma asta, de cine aparține. M-am dus pe About, aici iară nimic, doar că is the B2B, B2B online trading. Foarte bine, o fi. Hai să căutăm mai departe. Privat. La privat statement găsim că este o firmă din Germania. Și această firmă se numește AR World White GmbH, deci SRL-ul german. Administratorul ar fi Amin Avat și firma este în Verne. Aici este numărul de impozitare internațional a firmei și acesta de aici este numărul de înregistrare la cum să zicem, în portalul firmelor înregistrate la judecătorie. Asta este numărul de judecătorie, se numește Handelsregisterul pe Germania sau Camera de Comerț într-un fel în România, dar na, în Germania se înregistrează la judecătorie. Deci am depistat că această platformă Stocklotz sale este sau aparține unei firme germane. Bun, avem totuși o mică siguranță. Există o firmă din Germania care încearcă să facă afaceri. Aici, după cum citim în engleză, este clar, aici se spune că această platformă dorește să aducă împreună în parteneriate producenții de produse, producătorii, fabricile, vânzătorii en gros sau cumpărătorii en gros, care vând și ei mai departe, cât și la cei cu magazine.
deci vânzătorii direct la clienți privați. Și prin această platformă fiecare poate să-și ofere produsele pe care le are să fie distribuite în lume. Eu am spus că mă interesează această paletă de electronice. M-am dus pe ea și ce mă apare? Că trebuie să devin sau să mă login, să intru în platformă cu contul meu. Eu nu am cont. Am zis, hai să mă înregistrez, să vedem cum ajung la aceste produse, la această paletă. Aici, ok, ce observ? Îmi cere numele, Eric Mocanu, adresa de e-mail, Eric AEBS, hai să dăm un cod, să dăm și aici un cod, să vedem de înregistrare. Și după aia întrebarea cheie, să vadă această platformă că nu sunt un robot, 5 plus 4, cât e? 12, nu? Bun. Ia să vedem acum. Aha, aici îmi spune că trebuie să devin membru. Ok, deci mă înregistrez ca membru. Și atunci am trei variante. Free membership pentru 30 de zile. Pot să mă înregistrez standard membership 180 de zile și mă costă 70 de euro. Sau mă pot înregistra ca premium membership și sunt un an de zile înregistrat la ei pentru suma de 70 de euro. Interesant. Eu nu o să fac cu plata asta pentru că n-am de gând să plătesc, dar o să încerc să vedem ce se întâmplă la 30 de zile free membership. Ia să vedem acum unde mă mută. Aha, trebuia să marchez free și acum înregistrează. O fi. Și acum ia să vedem. O sărit înapoi. Mi-e curios dacă preia datele. Ia cătă. Sunt aici. Și cum mi-o găsit? O găsit și o poză de-a mea veche. Nu știu de unde. Dar na. Ok. Aici se vede că pot să-mi iau 180 de zile pentru 70 de euro și aici să-mi iau pentru 99 de zile pentru 99 de euro și 90 de cenți un an de zile. Interesant. Bun. Aburială. Ia stai să vedem ce mai scrie despre mine. Știe ceva despre mine? Nu știe din păcate nimic. Nu știu de unde o scos poza asta. Egal. Cine știe cu ce se cuplează prin internet. Bună chestia. Nu contează. Datele astea nu le dau nici într-un caz. Pe mine mă interesează acum să ajung la marfă. M-am înregistrat. Ajung înapoi la paleta asta. Ok. Wow, interesantă chestie. Totul în arabă. Numai aici primele patru cuvinte sunt în engleză. Marfa arată foarte interesant. Ok. Da. Ar fi. Păi și atunci, pentru 350 de euro, să trimit privat mesaj? De ce? Eu vreau să o cumpăr. Ca ce chestie să trimit eu mesaj? Și ca să pot să trimit, de exemplu, mesajul ăsta, trebuie alții să se înregistreze și să plătească aia 70 de euro sau cei 99,90 pentru asta? Interesantă chestie. Hai să vedem altceva. Ia să cumpărăm ăsta de Döner. Private mesaj. 55 de euro. Bă, dă-o, naibii. Interesantă chestie. Adică, nu poți ajung pe platformă la adresă la cine-i vânzătorul, dar trebuie să mă abonez la ei și să primesc, să plătesc niște bani. Este barosan. Aha. Hai să mă duc înapoi. Hai să mai căutăm altceva. Aspirator. Hai să vedem. Aspiratorul ăsta. Ce-mi dai? Aici, uite aici, de la Kärcher, aspiratoare, 25.000 de euro, câte bucăți îmi dă? 1.527 de bucăți? Mesaj privat. Da? Da, prieten, asta am vrut ca să vă arăt aici, despre ce este vorba la această platformă. Este, să spun eu este aici, așa, și ce vreau să spun? Vreau să spun că eu, unul personal, este vorba de mine personal, nu cred în această platformă. Nu cred că aceste produse există, nu cred că aceste produse se pot cumpăra la prețul care îmi spun ei acolo. Eu, părerea mea, este o înșelăciune și
este un fake. Pentru că nu găsesc care este problema să vinzi un produs fără să mă abonez. Adică mă duc la Lidl și la ușă îmi spune unul, ho, nu intri înăuntru până nu devii abonament, membru Lidl? Scuze. Mă duc, bun, funcționează la metro, într-adevăr, la metro nu poate să intre doar afaceriștii, doar cine au restaurante, magazine, cine are un local, ceva. Ok, dar nici acolo nu plătești o cotizație de membru. Deci este, este comic. Aici, platforma asta îmi spune, trebuie să devii membru, trebuie să plătești o cotizație ori pe jumătate de an, ori pe un an de zile, dar tu nu știi ce cumperi, nu știi dacă există firma, nu știi dacă există produsele, nu știi dacă există prețul. Deci, pentru mine personal, și asta i-am spus și cetățeanului român, prietenul meu, să închidă pagina, să uite, pentru că este o păcăleală. Părerea mea, sincer vă spun. Firmă din Germania, platformă pe limba engleză și arabă. Firmă din Germania nu are un impresum. Cu toate că este un GmbH, un SRL recunoscut, care are un capital social de minimum 25.000 de euro. Nu au fost în stare să-și depună datele de contact la impresum. Trebuie să te plimbi pe platformă și să vezi unde sunt ei, unde este sediul lor. Interesantă chestie. Deci, fiecare face ce vrea, cine dorește să arunce 100 de euro, cu mare drag să o facă, nu mă interesează. Eu spun că este o păcăleală. Tot așa, este și, să spunem, încă o firmă, se numește respostem.de. Aici, iară, este o pagină, o platformă care tot așa spune că aduce împreună afaceriștii, magazinele, angrosiștii, fabricile, producenții. Tot la fel. Sună bine unele producte, nu știu cât îți de ieftine aici pe platformă, de exemplu Siemens-ul, mașina de cafea, Siemens 400 de euro, nu știu, pătigaia asta 10 euro, ce să zic. Fiecare afacerist trebuie să știe cât de departe merge, cu ce preț cumpără. Aici, de exemplu, hai să vedem ce ceasuri, Versace, 600 de euro. Habar n-am cât o fi prețul, câteva mii, ca să mi se renteze mie. Nu știu să spun. Este fiecare ăsta. În schimb, această platformă, respostem.de, măcar are cuvântul impresum aici. Are AGB-ul, are protecția datelor, ce se întâmplă cu datele când te înregistrezi, când intri pe platforma asta. Arată bine. Aici, de exemplu, la impresum, îmi spune clar cum se numește firma, de cine aparține, unde este adresa, cine este reprezentantul firmei, numere de telefon, e-mail, unde este înregistrat, la judecătoria din Wuppertal, la Finanzamt Solingen, deci la ANAF-ul din Solingen. Deci aici este totul deschis, transparent. Dacă, într-adevăr, produsele astea sunt aici pe platformă, nu știu, că nu m-am înregistrat, posibil să fie că arată, într-adevăr, o pagină prezentabilă, o pagină care eu am mai văzut-o asta acum câțiva ani de zile și nu știu acum cât o fi ea de corectă sau incorrectă. La asta nu mă pot exprima, dar, în schimb, dacă totuși vrei ca să cumperi ceva sau să ajungi aici, hai să luăm aici bluza asta de la Nike, de 5,90 euro. Așa, Verkäufer Shop de vânzare, aici, uite aici, scrie minimul. Nu, de cumpărat trebuie să cumperi Mindestabnahmemenge, deci vinde și la o bucată, ok, Verfügbare Menge 138. Ok, nu, trebuie să cumperi un pachet întreg, probabil e un lot, cum se numește la haine, sunt mai multe mărimi și s-ar putea să le cumperi. Dar acum, uite, vezi, aici este ascuns cine este vânzătorul în sine. Ia să vedem, contact țin. Pentru contact, țin, deci ca să ajungi la vânzător și să-l cumperi, trebuie să devii și la ei pe platforma asta abonat. Ca și în cazul celălalt, costă pentru 4 luni de zile 70 de euro, pentru un an de zile costă 100 de euro. Și de-abia atunci poți ajungi, deci când ești abonat la platforma asta și plătești cotizația asta, atunci poți ajungi la adresele vânzătorilor. Aceeași mașă ca și la StockLots,
Doar că aici pagina deja are probleme de la, din sine, din start. Nu am încredere deloc în ei. Nu am deloc în ei încredere. Nici în ăștia eu nu aș comanda, nu m-aș băga pe platformă. Acum, afaceriștii din voi, poate vă riscați la 100 de euro sau la cât e cotizația și încercați. Încă tot așa o problemă este pagina Respost24.de. Este la fel. Aici și scrie 79 de euro plătești doar o dată, pentru o cumpărare o dată. Zițalun care ne iară, scriptură, angheboță de fărpacung, sau să devii membru pe un an, 119 euro. Aceeași variantă și la Respost în 24 de, iară, se dau foarte interesanți. Ia uite aici o pereche de bikini, 99 de cenți, cât o fi prețul lor, nu mă cunosc, vânzătorii, afaceriștii probabil știu, aici scrie că 12 bucăți minimul trebuie luate, în stoc sunt la ora actuală 348, da, asta este. Tot aici platforma asta are și ei impresumul, cum am spus, impresum, dată în șuț, AGB-ul, deci este mult mai transparent, este mult mai deschis decât platforma cealaltă. Ok, asta nu mă interesează. Aici, cum am spus, la impresum ce trebuie să arate? Spune legea, numele firmei, aici au dat o cutie poștală, dar aici jos este adresa poștală. Sau? Nu, este greșit. Aici este o cutie poștală ca adresă, dar aici jos, deci aici, și aici am, văd o problemă, pentru că nu știu unde este adresa lor. Sincer, nu văd adresa și obligatoriu scrie că trebuie să-ți dai adresa poștală și nu o cutie poștală cum este în cazul ăsta. Oh, stop, vorbesc prostii. Uite aici, are și cutie poștală la poștă și adresa. Deci îi, este corect. Judecătoria din Darmstadt, înregistrat sub numărul, șeful firmei este Marcus Filler, mă gândesc o fi ăsta, da, uite-l aici, numărul de finanțe european, numărul de la DUNS, telefon, este tot transparent. Cum e la firma asta? Cu totul altceva și nu am încredere. Cum am spus, fiecare persoană trebuie să știe ce face. Eu, părerea mea, i-am spus și prietenului meu din România care m-a rugat să mă uit pe platforma aceasta, ce să facă, i-am sugerat să uite de așa ceva, pentru că eu personal nu m-aș băga și nu aș cumpăra și nu pot nici unuia să-i ofer, du-te și bagă-te. Du-te și bagă-te dacă vrei să arunci 100 de euro. Clar, vrei să te riști la 100 de euro? Poftim. Eu, unul, nu mă risc. Dragi prieteni, dacă v-a plăcut acest filmuleț de informare și luați sub lupă stock sale sau cum se numește, stock sale, dați un like, abonați canalul ca să fiți primii informați despre filmele noastre de informare, ce să spun, distribuiți-l, este important să fie și distribuit ca unul sau altul din cunoștințe să știe de filmele noastre de informare și protejare. În rest, ce să vă spun, aveți grijă unde umblați, pe ce faceți click și când faceți click, pentru că s-ar putea să vă coste scump. Ciao!